Mariane, știi ce s-a întâmplat, ca să știu. Da, minciuni de capul lucrurile. În urmă cu aproximativ 3 ani. Mă las vorbe? Veronica, dialog. Am înțeles. Ascultăm minciunile lui și după aia le ascultăm și pe ale tale. Da, să le ascultăm pe amândoi. Și să nu se lege de fapt să fie rușine, în primul rând. Veronica, să povestesc, hai să povestim. Las. Eu nu te las, până aici okay. Te las. Veronica, deci, dar este o chestiune de dialog. Deci, te rog frumos. Da, nu eu am înțeles. Copilul meu să nu se lege. Da, dar taci 10 minute. Da, și... eu nu pot să tac. Păi dacă nu poți să taci, va trebui cumva să găsim o modalitate să taci. Ori să te trimitem după Pamper și suc. Gata, stai un pic. Hai să-l ascultăm pe Marian. După care te ascultăm pe tine. Vă rog. Ok, deci tot la fel vorbisem pe Facebook, nu mai știu exact ziua. Da, pe Facebook. Nu avem Facebook, deșteptă lume. Avem telefon, nu avem Facebook. Păi și aveai și Facebook. Avem primata. Hei, Veronica! Dacă odată mai vorbești... Veronica! Ce vorbești așa urât? De ce nu vorbești frumos? Dar nu avem Facebook, omule! Păi lasă-mă să vorbesc. Nu avem. Cum n-aveai? De ce minți? De unde mi-ai dat numărul? Tu vrei să-ți stuchi în ochi? Măi, cum mi-ai lăsat numărul? Tu mi l-ai dat, deșteptul. A, păi vezi, eu păi eram. Okay. Așa recunoaște, ha? Păi da, așa e. Așa, și? Dar n-aveam Facebook, deși minți. Deci vorbise pe Facebook. M-a întrebat ce faci. Da, nu te-am întrebat exact și faci și conversația că este din tu. La care ajunsese la un moment dat din toată convorbirea asta. Da. Am întrebat tot ce face ea mâine. La care i-a zis că ea mâine merge la Bârlad, la spital. Nu știu exact cu ce motiv. Nu minți. Nu acum exact cât timp, Mariane? Ți-aduce aminte? Ia. Vreo 2 ani și 9, 10 luni, nu mai știu, vreo 3 ani cu aproximație, nu mai știu exact când a fost. Am plecat la Bârlad, de fapt vorbisem de seară, mi-a lăsat numărul și mi-a zis că eu merg la Bârlad, ea, că se duce la spital, că nu știu ce problemă, nu mi-a zis problema. La care i-am zis că și eu trebuia să mă duc la Bârlad în acea zi. Mi-a lăsat numărul și a rămas să ne întâlnim dimineață la Blăgești, cu autobuzul, cu autobuzul de 7, chiar atunci aș fi plecat. Am mai vorbit ce am vorbit, a doua zi dimineață. Hai, minte, ne-am mișu. Întâlnit la Blăgești, la autobuz. Ești așa? Păi da, eu m-am dus întreba mea. Și tu deși ne-ai dat numărul tău de telefon? Deci ne-am întâlnit la... Stai mă, Veronica, e omul de vină că ți-a dat numărul de telefon. El e de vină. Nu, până acum el e de vină. Dar e adevărat că voi ați călătorit împreună până la Bârlad în același autobuz? Da, da, separat, e. Nu. E adevărat, separat. Aproximativ 3 ani. Da, da, în același autobuz, da? Da. Voi știați că vă întâlniți amândoi în Bârlad, dar mergeați undercover acum, să nu vă vadă nimeni împreună. Nu, nu, Veronica a spus că se ducea cu altă treabă la Bârlad. Da, dar ei își dăduseră întâlnire dinainte. Bă, dar ne vedem mâine. Acum 4 ani, rețineți că e aspectul foarte important. Deci, așa și mai departe. Am plecat, am ajuns la autobuz, ea s-a pus undeva pe un scaun mai în spate și eu mai în față. Între timp mai vorbisem prin mesaje pe în autobuz. Așa, la care am ajuns în Bârlad, bineînțeles, în toată convorbirea aia, la un moment dat, i-am zis, păi tu ce faci la Bârlad? Păi mă duc că am o programare. Ce programare? De ce minți? Ai zis că ai ceva la spital, nu știu ce ai zis. De ce minți? Ești... Așa. Avea programare la hotel. Sacra mea știe ce am avut. Deci aveai probleme spital? La spital, nu trebuie să ne spui nouă, că e problema ta. Da, are dreptate, când mergeai la spital, da? Așa. Da, dar nu a mers că nu eram gravidă. Nu, dar nu erai, că abia te întâlneai cu el. Urma să rămâi. Urma să rămâi. Așa și... Hai să facem așa. Ia stați voi față în față, așa, uite ca la... Ia cu el, nu stau în față în față. Da, acum cum stai? Ia stați aici, uite. Ia cu el și să stau în față. Vino mă încoace că stăm aici ca la... Fii atent. Mincinos. El e mincinos și tu îți pui adevărul tău. Hai, fiecare stați față în față aici. Îți dai o palmă. Nu-i dai o palmă. Dai o palmă. Stați așa un pic față în față aici. Cum vă întâlniți la o cafea și hai să mai discutăm ce a fost. Așa, zi mai departe. Ca și cum ați fi la Bârlad, așa. Așa, zi Marian. Okay. Ea ușor timidă, dacă observați. Da, ea ușor cu capul plecat. Okay, mai departe. Ziceam că abia scoboră din microbuz. Și? La care am zis în acea convorbire, păi după ce termin partea cu spitalul, ce facem? Ne vedem, ieșim la o cafea, ne vedem undeva? Nu minți. Și ai fost de acord, ai zis că da. Da, am ai zis că termin da. Pe la 1 sau nu mai știu exact la ce oră ai zis că termin. Deși minți. Ok. S-a dus la spital. Da. A făcut ce a făcut acolo, între timp ce am făcut? Suna. Cred că o întrebam. Să-mi spune acum ce am făcut. Dar pe de-a drept ți-o spune și-am făcut. Veronica. Ok, și... M-am scurghit. Uite așa. Ce-ai făcut? Traducere, te rog. Nu înțelegem ce ai zis. Lăsați, gata. Viorele, tradune tu, mă. Nu, las. Nu știm ce ai zis. Interzis. O în pauză. Interzis. Mai departe. Așa, ok, și... Am vorbit acolo, după care... Pe la 1 și ceva, nu mai știu da, cât era ceasul, s-a terminat, a terminat ea, ce avea de făcut acolo, nu știu, nu mi-a zis ce avea de făcut, la care ne-am întâlnit și am unde m-am mai mers prin oraș. Ba nu, de fapt chiar m-am dus și la spital. Ba nu, chiar prin oraș, chiar pe la spital, ce ai făcut? A ieșit, am așteptat-o afară. Hai, minte.
Mă, dar mă las să vorbești? Hai, minti! Să okay. te fac cu minți cât o pe ușa la tău. Am fost la un moment dat, am ajuns de comun acord să mergem la intim acolo. Am fost la intim. Mă, este așa? Bine, este așa, dar n-a rămas gravidă cu tine. Și ok, minți. Am fost la intim acolo. Deci ai fost la hotel? Da, am fost la hotel pe cameră. Acolo. Ați fost pe cameră? Da, am fost acolo la hotel. S-a întâmplat ce s-a păi, întâmplat. Păi, lumea la țară, să mă iertați. Hai, spune, acum spune că a rămas gravidă cu tine. Hai, spune că e fata ta. Știi, stă chiar la cănochi. Stai un pic, mai, Veronica Viorel. Ia-te, Viorel scui pe-n palmă. Dacă mă mai te scui pe-n palmă, ți-am zis ce se întâmplă. Vorbește frumos, nu ești... Băi, tu știi ceva, tu-mi fața ce vrei. Viorel, deocamdată i-a cunoscut. Viorel, până aici e așa. Tu de ce scui prin palme? Vrei să apuci de muncă cumva? Văzut că m-am saltat la tine. Mai ușor cu amenințări. Viorel, stai jos. Nu te legi de bărbatul meu. Veronica? Nu mă leg de el, mă leg de el. Și tu ai să o iei. Da, cine? Ușor cu amenințările și tu. Veronica, e adevărat, fără amenințări, este adevărat că te-ai dus cu el în hotel? Bine, dar n-a rămas gravidă. Bun. Deci, de unde știi? Uită-te, te rog, Veronica. Măi, Veronica, n-ai de unde să știi? Nu, n-am de unde să știu. Nu eram gravidă. Păi nu, okay, dar... Nu erai, dacă era ce... să fii. Nu am urmat. După ce... Okay. Fata era mărușoară. După ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat? Da, era născută. A, ea zice că fata era născută. Da, Veronica, stai ca să înțelegem. Păi deci prima născută. Oară când v-ați întâlnit... Măi, nu era născută. Viorel, Veronica. Dar mai m-am venit odată, văd că tremur. Uite, Veronica, nu te mai rădi la mine. De ce tremuri? Tu vrei să dau șapalmă? Ia vorbește calm, de ce tremuri? Eu nu vorbesc calm cu tine. Vezi că e confundat. Acum, Veronica, fără amenințări, te rog. A fost celălalt dată, acum 2 ani, tot acolo am mers, mai ții minte? Cum? Ați mers de 2 ori? Ea acum confundată. Și că mers de 2 ori, ia. Atunci când a fost cu fata, când a zis că fata o avea... Câte ai pocnit aici așa, ce l-a pocnit. Când v-am povestit eu atunci 2 ani. Deci voi ați fost de 2 ori la hotelul ăla? O dată cu ea, o dată cu altul, zice el. Poftim? O dată cu tine, o dată cu altcineva, zici tu? Nu, nu, a fost de 2 ori. De 2 ori, mine, ai, de 2 ori. Odată atunci, 3 ani okay. Și odată... O dată înainte deci, să rămână însărcinată și o dată cu fata când era mai când mare. Era, cel pe care recunoaște ea acum este e momentul în care deja fata. Copilul era născut. Marian, stai da. Un pic. S-a mai întâmplat o dată exact. Înainte, spui tu. Ca să mă lămuresc că eu am ăsta la gât și nu înțeleg. Voi ați fost la hotel de 2 ori. O dată înainte să nască fata și o dată după, nu? Da. Ah, auzi, dar la țară vouă nu vă mai place prin păpușoaie, pe dealuri, prin salcâmpi, prin păduri. N-auzi că pe deal sau... Nu pe deal, acum numai la hotel, mă, ce v-ați modernizat. Minunat! Păi de ce nu? Bravo! Deci de 2 ori la hotel ai fost, Veronica, cu el. Nu, n-a fost. Așa zice el. Da, ok, după ce s-a întâmplat acolo ce s-a întâmplat. Am plecat acasă. Ea a plecat cu autobuzul. Viorel, stai jos. Mi-arată copilul. Viorel ne arată poza cu fetița să vede că seamănă cu el. După ce s-a întâmplat acolo ce s-a întâmplat, am plecat acasă, tot cu autobuzul. Așa. Ea a mers acasă. Păi dar de asta nu vedi. Tot amândoi cu același autobuz? Da. Fiecare stătea în altă parte, să nu vă dați de gol, că vă cunoașteți. Așa. La care ea a mers acasă, eu am mers acasă. După ceva timp, nu mai vorbisem ce faci și atât, mai scurt. După ceva timp, eu a trebuit să plec la muncă. Nu mai știu exact unde am plecat, dar ideea e că am plecat. Nu ai plecat să-ți vezi copilul. Nu mai aveam nici... Ai și tu copil. Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Dacă tu te legi de copilul meu și eu mă leg de copilul tău și de viața ta mă leg. Eu zic realitatea. Ei, îmi zici tu realitatea. Pe ce îmi zici? Păi mă las să vorbești și la urmă poți să vorbești cât vrei tu. Eu te țin până în dimineața aici. Păi dacă vrei până în dimineața aici și vorbim cât vrei tu. Cam vremurile bune. Mi se pare o ceartă de îndrăgostiți. Okay. Zici că e o ceartă pasională, mă, între doi îndrăgostiți. Cred da, că... Okay. Viorele, nu te văd bine, dar există sentimente. Și aduceți aminte de liceu, pe cuvântul. Să-l iau alea cu uite așa, să-l iau de urechi. Da, da, da. Da, da, da. Da, poza la toți. Arată, mi-arată poza, ia. La toți ne arată poza, dar nu ne dăm seama, Viorele. Băi, hai să-ți spun ceva. Uitați. Mai are ochii lui Veronica? Ia uite-te, ce ochi are? Albaștri? Deci e al Veronicăi. Păi și Marian tot albaștri are. Și uitați mai departe. Mai departe ce? Figura nu e a mea, uitați, doamnă. Mariele, nu e Viorele, vrei să te minți, dar nu stai seama. Asta e o fetiță frumoasă, mă. Și uitați, foarte frumoasă, dar nu, Viorele. Hai, du-te, stai un pic acolo. Nu-ți dai seama dacă e a ta sau nu. Ba, da, e a lui, doamna Marea, că cu el m-am culcat, cu el am făcut dragoste, nu cu idiotul ăsta. Dar nu vorbi așa da, cu da, așa vorbesc. Veronica, nu mai vorbi așa. Dar atunci nu mai vorbeai, vorbeai frumos. Dar de câte ori ai făcut dragoste cu ăsta, cum îl numești tu, cu Marian? Da, să vorbesc. Dar de câte ori? Hai, zi-mi, dă-mi un număr. De câte nu, ori? Că nu mă lasă ăsta, asta nu... Până... Cum o dată, mă? Băi, dar și nu vă pui față în față la detectorul de misiuni să văd, să spui. Ești de două ori. Tu, un... Dar tu mai termin o dată cu detectorul, că ai nebunit cu detectorul ăla. Tot timpul... Viorele, lasă-l în funcție. Și cine te-a chemat acum? Eu te-am chemat să vii. De pomană. Păi nu m-ai chemat, tu, eu am venit. Păi da, tu ai venit. Cu ce scop? Că e fata ta, că e copilul ta. Măi, mergi cu mine să iau șofete. Nu înțelegi. Nu am zis. Băi, dacă
Nu am zis că e a mea. Presupun. E presupui. De unde adică presupui? Din mata, de unde? Da, Veronica, te dă afară dacă mai vorbești așa. Este ultimul avertisment. Fii atent. Dar nu mă interesează. Veronica, te uiți la mine? Fii politicoasă când ai venit. Ai, când ai venit, stăteai acolo și nici nu vorbeai. Acum vorbești urât? Da, vorbesc, că și tu te-ai legat. Dar vorbești frumos și politicos. Tu să nu te legi de copilul meu. Că dacă nu mă leg și eu mai rău de copilul tău. Una e să te legi de copil și una e să vorbești politicos. Am să-l spui și eu că copilul tău e a meu. Păi mai știi posibil, eu știu. Da, eu știu posibil. O să spun și eu, copilul tău e al meu. Ia, spune-i, Veronica, copilul tău e al meu. Da, așa pot să mă leg și copilul. Copilul tău poate să fie și-a meu. Uite așa, mă lege și-a meu. S-a încheiat cazul. Cred că aveți doi copii. Viorel, scuip în palme. Deci, la mine, la... Deci, știți cum face Viorel? Aia cu scuip în palme și se pregătește de bataie? Nu, eu am crezut că scuip în palme că s-a apucat de muncă. Dar cred că am greșit. Vorbește frumos. Băi, Maria. Stați un pic. Acum, stai, acum, hai să vorbim cu ea, da? Și cu tine ce să vorbesc? Că ai fost tu acolo? Cum ce să vorbesc? Ești un ascultător. Cum ce ai zis? Tu ești un ascultător care trebuie să asculti toată povestea acum. Fă-și după aia vorbim. Ce vrei tu? Ce să vorbesc cu tine? Ce vrei tu? Momentan nu știi nimic. Să nu te lași, zis bărbatul. Hai că vă spui o altă fază. Ia te-o dus la Blăgești, au făcut cine știe ce prostii pe acolo. Nici nu ești așa agitată. Fii calmă, măi. Nu, ușor. Cu tine n-am să fiu calmă niciodată. Da, de ce? Că nu vreau. Da, nu-i direi calmă. Hai. Te dau o palmă cu ușor. O fie dragoste. Veronica. E dragoste, măi, cu iubeală aici. Veronica. Viorele, nu te fă bine. Hai, du-te, te rog, du-te lângă Viorel. Dar o să vă rog, uite-te la mine. Uite-te la mine, Veronica. Dacă odată mai ameninți sau mai vorbești vulgar, ori pe oricare dintre voi, pentru oricare dintre voi, va trebui să vă dau afară din platou. Sunt obligată să vă dau afară din platou. Deci, nu mai vorbiți urât. Dacă vreți să avem un dialog și să discutăm, rămâneți aici. Așa. Marian, valabil pentru toată lumea, da? Da, eu du-te și tu la locul tău, te rog. Haide. N-am nimic cu el. Dar dacă mă mai ameninți odată, nu e ok. Adică nu vreau să crezi că eu... Viorele, de ce scuipi în palmă tu? Ia spune și mie acum, dar sincer, fără să te mai bagi într-o vorbă deloc. Spune-mi tot acum. Ce? Acum vreau eu să spun. Păi n-ai auzit ce vor... Eu n-am auzit, că eu surd de urechi. Eu nu prea păi auzit. Tu ești orb, Viorele, în masă. N-ai auzit ce am vorbit până acum aici? Și tu acum ce vrei să vă iasă de la discuția asta? Vreau să știu ce să iasă. Să vedem, să ne convingem. Eu n-am zis că ar fi al meu. Deci n-ai înțeles ideea. N-am zis că ar fi al meu. Eu presupun că ar fi al meu. Nu de are de unde înțeleg. Să știi băiatul păi meu. Păi se leagă unele chestii, înțelegi? De ce se leagă unele chestii? A fost atunci. Băi, nu se leagă. Tu socotește-ți bine. Așa. Păi tocmai de-aia nici n-am zis de la început că am socotit unele chestii. Ia socotește acum repede. Păi cât are fata mea? Știi cât are? Da, 2 ani. Și mai cât? Nu știu exact, nu mi-a zis nimeni. Păi dar ideea e că păi, da, atunci s-a întâmplat așa. Și fii atent aici, socotește. Deci, tu când ați fost la Bârlat? Acum 2 ani, 9 ani, nu știu când ați fost. Așa, Viorel, tu nu înțelegi un lucru. Ia după aia. Ascult-o alea că să spun. Stai alea că tu degeaba ești în afară subiectului. Bă, tu ascult-o alea că ce spun. Nu mai trânti așa și vorbești frumos, că nu mă amenești. Nu-ți dau nici una. Ascult aici. Și ce crezi că mă intimidai când dai tu una? Dacă mai vorbești, doamna Mirela. Ia, Viorel, treci aici la mine. Ia, treci aici la mine. Nu, doamna Mirela. Nu, lasă, hai, vină aici al locul meu. Hai că vină, mă, să vezi, să avem o distanță. Vină cu acea, ascultă aici. Deci dacă mai venit o dată și eu pot să vorbesc. Amene, cu haide, haide în locul meu. Stați, doamne, vină, vreți, mă, încoace, mă rog, de tine. Stai pe scaunul meu aici, haide. Hai, vorbim așa. Viorele, ca să înțelegi că, uite, faci pauza asta. Deci, problema, după mintea mea, problema este așa. Vârsta fetei, eu am fost corigent la matematică, dar îmi dă așa. Îmi dă așa. Vârsta fetei plus 9 luni cât a fost gravidă, dă data de pe biletul de autobuz. Asta, asta înțeleg. Și hai că-ți spun eu o treabă acum, treabă? Domnul Marian. Eu anul trecut, eu am zis că ați fost, anul trecut v-ați întâlnit, da? Păi da, a fost și atunci. Și anul trecut, mă, de două ori. Așa, anul trecut, exact luna asta, eu lucram la Vaslui și fata era născută. Deci, n-auzi că s-au mai întâlnit o dată înainte să rămână ea gravidă? Îmi spune, luna, așa anul. Dar tu crezi că Viorele, când fata era... Viorele, când fata era născută, nici el nu zice că a făcut-o. Cum? E vorba de... Tu două ori acum. Auzi, tu cum? Păi fă socoteală să vezi că tot nu ți-a socoteală. Ia fi atent. Tu zici că ea te-ar fi sunat pe tine și ți-ar fi dat de înțeles niște lucruri. Da, îmi dădea niște mesaje la un moment dat. Ce mi-e simte rău? Că o doare burta. Dacă mă sunt rău, că mă doare... Veronica! Măi, vorbește frumos, te-am zis. Veronica! De ce nu recunoști? Ia vorbește frumos. Nu, cu tine n-am să vorbeam niciodată frumos. Dar vorbește clar. Că nu vreau. Păi vorbește Veronica, frumos. Veronica, lasă să spună. Mai ai mesajele astea? Pe ce ți le dădea? Nu, că a fost foarte de mult și le-am avut pe alt telefon. Am încercat totul să intru pe acel Facebook. Am nu mai știu, că n-am avut Facebook.
dar n-am reușit, că e de mult alea. Da, ce spunea ea? Îți scria că o doare burta, da, care greturi sau ce? Da, da, că vine să vomite. Și am zis, măi, lasă, cine știe, că tu ai zis Marian, că ai fost la spital. O fi mâncat iar aiurea. Marian, am ascult un pic? Deci acum că ești doamnele astea, să mă scuze. Că nu te scuză nimeni, ia vezi ce zici. Așa, deci dacă... O femeie, o mai doare burta. Tu crezi că o doare burta, că gata, de acum au rămas... Păi vezi, asta nu înțelegi. Eu n-am zis că deci ar fi așa, asta nu înțelegi tu. Este niște chestii care se leagă, să presupunem că ar fi așa. Păi spune că e posibil, Viorele. Nu spune, eu sunt sigur că e copilul meu. Spune, există o posibilitate să fie copilul meu. Asta am zis. Dar tu ce ai vrea, Mariane? Dacă ar fi al tău, ai vrea să faci un test de paternitate? Vrei să-l crești tu? Ce vrei, de fapt? Nu, dacă ar fi așa, dacă am face testul de paternitate și ar fi ok. Eu, fata, nu ți-o dau. Pentru și drept. Ia ascultați-o leacă aici. Tu să-ți faci copilul tău, să-ți-l iei din mână. Voi doi, aveți o lună de când sunteți aici. La început, când auzeați de fetiță, Marian, mă ascult un pic. Ea începea să plângă. Era, da, pe tine știi că vezi. Marian, acum când auziți de fetiță, gata, nu mai voi emoționează nimic. Mă ascult un pic. Păi cum vă pasă de copilul? Marian, mă ascult un pic. Da, ție cum îți pasă de copilul? Alo, Veronica. Păi tu taci odată. Nu tac. Fii calmă, vorbește frumos. Cu de ce nu decolo? Un pic să termine discuțiile. Marian, tu nu-ți dai seama că ești în plus în dialogul dintre ei? Sub nicio formă. Sub. Ascultă ce zice Viorel aici. Să punctăm treaba asta. Așa. La copil nu se va face niciun test de paternitate, fiindcă eu nu vreau. Păi nu trebuie să vrei tu. Deci cu ce drept? Eu trebuie să semnez acolo. Tu. Dacă eu nu vreau să semnez, nu ai niciun drept să faci testul. Păi nu trebuie să vrei tu, trebuie să vrea ea. Nici eu. Dacă nici ea nu vrea, cine-i cap de faci? Nu, aici dați-mi voie să intervin ca să vă lămuresc pe toți trei. Dacă el face cerere în instanță... Ce să fac eu cerere? Poți să termin, că eu nu sunt Marian cu care ai fost la dentist, ia vezi. El are dreptul... La dentist n-ai fost. Nu-i țin minte. Are drept, adică instanța vă obligă să faceți acest test de paternitate la cererea lui expresă în instanță. Dacă nu vrei, te închide. Pentru că atunci când un judecător dispune și dacă ceva... dacă el e mincinosul, atunci ce să fac? Plătește el cheltuielile de judecată și daune morale și alte lucruri. Până vreo 3.000 de lei acest test. Nu e foarte ieftin. Aveți perfectă dreptate. Vă mulțumesc, domnule Stegar. Dacă... ies așa cum ăsta. Și dacă nu iese? El va fi dus închis, că asta o să cer eu. Nu mă tine de cu fața și el. Degeaba tirezi la mine, Maria. Păi ce vrei să fac? Altceva nu. Adică dacă iese că el e tatăl, o să fie dus închis? Dacă nu iese. Dacă nu e tatăl, o să fie închis. Așa, atunci tu vei plăti tot. Ok, și dacă iese? Și dacă nu iese atunci? Și dacă iese? Ai pili, ai zis varianta. Băi, tu ai pili, bă, băiatule. Băi, tu nu mai te dau. Tu nu te mai da cu pilii cu asta, că eu știu tot. Ți-ai zis varianta. Pe principiu, dacă ar fi să fie. De joi, poți te ocupa de bani. Ți-ai zis varianta dacă ar fi să nu fie. Dar dacă ar fi să fie, zici și varianta. Dacă noi, tu să nu te legi de copilul meu. Atunci, ok, și dacă e ce? Când mă leg și atunci... Aș mai spun eu ceva acum, dar... Dar, Mariane, tu ce vrei? Dacă e copilul tău, tu ce vrei? Afli că e al tău și vrei să-l crești tu sau ce? Nu! Băi, băiatule, bă... Bă, doamna Mirela, soacră mea, eu când am venit de la spital. Bravo lui soacră și lui socră. Tu are tot respectul pentru că are grijă de copil cât timp tu stai aici și te ihlizești. Te-ai interesat și tu de copilul ăla? Nu te-ai interesat. Îți mai pasă de el? Îți mai pasă de el? Da, îmi pasă, că e fata mea. Cum? Că acum câteva săptămâni plângeai când auzeai de el. Acum două zile nu mai plângeai, erai vesel când auzeai. Da, mă duc la el. Păi cum te interesa de el? Dacă într-adevăr te interesa de el, gata, ziceai, mamă, mă duc acum la copil să văd. Hai mai taci din gură. Păi nu e așa? Hai, da, și tu să ai grijă de copilul tău. Măi, nu e așa? Și tu de ce nu te duci la copilul tău? Când ai vorbit? Da, și te interesează pe tine și te vreau pe tine. Mă, dar voi nu puteți să vorbiți decât răstit și certându-vă, că eu în primul rând am dificultăți în a înțelege. Păi, dar chiar nu înțelegi românește. Dar tu nu înțelegi să vorbești în ce? Marian, și ce vrei să afli din toate povestea asta? Eu nu înțeleg nimic aici. Păi tu nu înțelegi nimic niciodată, așa că ești în afară subiectului. Și tu, ia, nu te mai legă. Și atât. Dacă nu discă, doamna Mirela. Mai, Veronica, uită-te un pic la el. Uită-te un pic la mine. Hai să nu, ia vă rog. Veronica, și hai să luăm un pic cald. Stați un pic cald. Ceva vreau să Dorin, vreau să o mai interviu. Mă, este adevărat că tu te-ai dus de două ori cu el la Bârlad? Cu același autobuz? Cu același autobuz și v-ați întors împreună în același autobuz și v-ați oprit și pe la hotelul ăla intim din Bârlad? Da, o singură dată. Dar nu de două ori, cum spune... Doamna Mirela. Mai facem altă concluzie. Testul poligraf, asta zici. Garantez că asta zici. Zi. Spune-mi că testul poligraf nu. Dar uite, și tu. Așa. Bagă de seamă ce zice Viorel aici. Că eu nu sunt prost. Nu.
Așa. Două viorele. Cu... Dați un pic, domnul Balan. Ești de o inteligență, nu, domnule Stegaru, la... devastatoare. Ascultați-o. Mergem la o mergem la o biserică aici, în apropiere, așa, și vă pun și pe tine, și pe tine. Să jurați pe Evanghelie, dacă aveți da, curajul. Păi și cum este... Nu te supăra că ai fost tudascăl în biserică. Mi-ai cântat, este o blasfemie. Nu luăm noi numele Domnului în deșert și nu facem noi... Nu amestecăm Evanghelia și Biblia în prostiile astea legate. Doamna Mirela, eu am pățut așa ceva, la comună, la noi. Băiatule, e problema ta. Tu ai pățut și au ieșit. Pe prostii din astea și tu, eu zic să nu mai jur pe nimic, pentru că tu vezi că de multe ori ai pierdut când ai jurat pe ceva.